înțeles. Am așteptat ca, în urma discuțiilor pe care le-am avut nenumărate rânduri cu toate rafinăriile și cu toți agenții economici care ar putea să fie un eventual poluator, comunicarea cu cetățenii să fie făcută extrem de urgent. Nu este vorba de alte interese care să poată să acopere, știu eu, o rafinărie sau indiferent un agent economic, este vorba aici de protejarea cetățeanului. Și cetățeanul trebuia să știe exact ce măsuri va lua rafinăria Rompetrol vis-a-vis de poluarea care a avut loc în urma precipitațiilor, într-adevăr, abundente și de lungă durată din județul Prahova și din Chiul Ploiești. Chiar dacă s-a făcut, să zicem, sâmbătă, intervenții aproape în fiecare gospodărie, în fiecare loc în care produsul petrolier a ajuns, este nesatisfăcător atâta timp cât relația între autoritățile de mediu, Ministerul Mediului și rafinăria Rompetrol a fost în sensul de a comunica urgent și a se lua măsuri urgente. A rămas Garda Națională de Mediu aici, astfel încât să impună măsuri de prevenție ca să nu ne mai trezim în aceea situație cu ziua de vineri seara sau de sâmbătă dimineața. Pe mine mă interesează ca niciun cetățean din municipiul Ploiești, indiferent de unde, să nu fie afectat de astfel de poluări. Poluatorul trebuie să știe exact ce are de făcut și aștept măsuri concrete, dar concrete, astfel încât să nu mai avem astfel de incidente. Iar comunicarea, încă o dată le atrag atenția, trebuie să fie făcută imediat. În ce termen trebuie să-și pună la punct toate aceste lucruri? În primul rând, trebuie să acționeze imediat. Nu este normal să sune ministrul mediului la nu știu ce director sau nu știu pe cine să spună, vedeți că plouă și ați inundat zona, strada Poieniței sau nu mai știu ce stradă și vedeți că deversați produs petrolier. Nu! Cei care conduc această rafinărie trebuie să știe exact în fiecare moment despre ce se întâmplă. De aceea există dispecerat, de aceea există oameni care lucrează aici și așa mai departe.